Târgoviștean, ca s-a impus cu 6-2, 6-4 în fața sportive de pe locul 40 WTA. Soran a început bine meciul conducând cu 2-0. Oponenta din Puerto Rico a egalat, dar Soran a câștigat următoarele 4 game-uri și și-a contat liniștită primul set. În setul 2, românca a condus cu 4-0 și 5-2. Puig a dat semne de revenire pentru 5-4, dar Sorana s-a impus până la urmă cu 6-4. În turul 2, Sorana va juca împotriva Anastasiei Sevastova, locul 25 WTA. În turul 2 de la Miami vor fi prezente și Simona Halep și Irina Begu, care au avut tur liber în prima fază datorită statutului de cap de serie. Halep o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, în timp ce Begu va juca cu Laura Arruabarrena Vecino.